Imediat, cel mai frumos motan din lume vine la emisiunea noastră. Mergem și cu Cristina Șeulean să ne inspire astăzi, Ciucă, dar sunt o să Cristina vedem dacă Șeulean a prins vreun ciubăr, vreun jacuzzi în filmarea de astăzi. Rămâne să aflăm în câteva momente, dar până atunci fiul Romaniței și al lui Adrian Năiovan are 17 ani și se pare că i-a moștenit pe ambii părinți. Iubește adrenalina, ca regretatul său tată, și e pilot, pentru că e pilot de raliu, știți treaba asta, dar este și pasionat de modă, precum celebra sa mamă, și gata să lanseze prima sa colecție de haine pentru tineri. Așadar, Ciucă, mă rog, nu știm dacă mai ești pentru noi. Nu e cazul nostru, nu? Nu mai e cazul nostru. Haide să vedem. Albert Iovan este acum aici însoțit de frumoasa lui mamă, nimeni alta decât Romanița. Să-i poftim! Romanița, și bine ai venit! Cu băiatul tău de 17 ani, care are 1,88 m. 1,88 m și mai crește, nu? Acum ajută. Sper să nu mai crească nici prea mult. La 1,93 m poți să te oprești? Da, deci mai e un pic de crescut. Dar oricum, cu cât ești mai înalt, e mai greu și în mașina de raliu să intri. Da. Nu, da. Aproape sunt imposibil la un moment dat. Sunt la limită. În radical ești chiar sunt, până... Da, să zic că sunt la limită. La limită, vă rog frumos. Niciun centimetru. Că dacă nu se scoate în podea, o să fie cam Flintstone. Haideți să luăm un loc aici la bărulețul nostru, unde vă invităm la un pahar de apă. Romanița, ți-ai pus ceva în păr pentru că strălucești aici pe partea asta. Normal. La mine a venit deja Crăciunul. Ok. Au apărut șuvițele, foarte frumos. Deci este așa, un element decorativ care, uite, vezi, până la urmă, în afară de o singură persoană care în momentul în care m-a văzut a zis: băi, ai ceva în păr, și a început să smulgă nu chestia. Pe bune? Da, pe bune. Asta. E, uite, vezi, e o chestie nouă pentru voi. Da, da, eu am remarcat-o și asta vreau să spui. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Perfect. Ciucă, da. Privește dacă putem să ne înscriem la haine. Deci, Albert, tu acum ești cu raliu, exact cum știam noi, da? Da. Și ai zis: bă, vreau să dau lovitura, intru în moda asta a designului. Și bineînțeles, aici mama ta a fost cea mai fericită. Sunt, cum a început treaba sunt, asta? Sunt. Păi, anul trecut, în august 2022, am început să... Mi-am venit așa o idee într-o noapte, gen la 3 dimineața. N-am venit să fac și am făcut un logo și un nume, știi? Și de atunci încolo, multe prototipuri, chestii, trebuia să găsim supplier de materiale, unde facem ce fabrică, deci adică era greu, dar... Eu m-am gândit că te-ai trezit la 3 dimineața și ai zis: mamă, iar consumă 20 de litri de benzină, iar își n-am roțile de iarnă, că tu erai cu raliu, adică sportiv, toate astea, te-ai trezit și ai zis: gata, da, fac un logo, fac haine? Nu s-a activat în el Romanița? Eu cred. Nu, nu. Așa, acum când am atins... Deci când a atins 17 ani și 48 de ore. Avea 16 ani. Da, 16 ani, nu știu câte zile și nu știu câte ore, gata. S-a trezit și a zis: gata, s-a activat gena mamei. S-a gândit, de câte ori i-ai zis că semeni cu tatăl tău că ești doritor de adrenalină și că ai în ADN adrenalină, o fi zis: mâna mama asta săracă, nu mi-a dat nimic, nu m-am nimic de la ea, da, ia mama... să fac și eu ceva. Nu, eu cred că până la urmă totul a pornit, știi de la ce? De la faptul că n-a găsit niciun hanorac cu o glugă din aia așa, gen... Da, destul de mare. Cum e asta? Asta e glugă de aia mare? Nu e chiar așa de mare, dar uite, adică e măricic, adică pot să-mi pun așa. Asta era ideea. Și dacă mă închid, eu fiind așa mai înalt, alte anorace mi se duceau gen astea în sus, știi? Da. La umeri. Adică era așa ca pe o pormantou, ca pe asta nu, nu mi se duce în sus. Dar trebuie să cum este la adolescență, adică trebuie gluga aia să tragă să nu se vadă ochii. Exact. Da. E o gândire aici. A zis de mea că tot nu găsesc și pantalonii să fie, nu știu cum, baggy. M-am niște baggy. Evazat să fie, da, cumva. Acum, fii sincer cu mine. Tu ai gândit hainele astea sau i-ai cerut ajutorul mamei tale? Deci, deloc. 0%. Nu că deci tu ai venit. Nu? Da, și nu, nu pot să zic că nu m-a ajutat mama deloc. Adică m-am ajutat creație complet la logistică și la connections, de la creație și logo și marketing și site. Eu am fost și site, deci n-am nicio legătură. Deci da, eu normal l-am, că cu site l-am ajutat într-adevăr, da, să găsim împreună furnizorii de materie primă, pentru că trebuie să spui, Albert, că denimul este organic. E foarte bine și foarte importantă chestia asta. Sustainable, adică promovăm chestia asta. Exact. Super tare. Deci mama ta practic a luat agenda aia unde scria numele de telefon cu pixul și a zis: nici măcar nu era agenda. Ia uite-l pe Nico, o mai facem, afacerea asta. Nu, nu, n-am luat agenda pentru că nu avem în România așa ceva, din păcate, și am găsit pe Google, da, mulți furnizori
care lucra și tu? Nu, de asta zic. Nu am lucrat în denim. Păi niciodată. Facem complet diferit într-un deci, fel. Deci total diferit. Da, deci nu deci, are nicio legătură. Deci nici eu n-am nicio legătură, nici el n-are nicio legătură în sensul creației. Da, să fii sincer, dacă nu te-a ajutat să-ți dea vreo idee, a criticat sau a zis ceva, bă, nu-mi place asta, bă, nu e. Sau asta a zis, dar am schimbat. Că e altă generație, nu înțelege ea ce îmi place mie și... Nu cred, adică ți-a zis câteodată ce ți-a zis. Uite, eu m-am îmbrăcat acum în... Adică nu m-am gândit că o să ajung să mă îmbrac eu. Exact, nu m-am gândit că o să mă îmbrac eu în ceea ce creează și execută fiul meu, dar uite că m-am îmbrăcat și vreau să spun că vis-a-vis de că sunt prototipuri, vis-a-vis de pozele pe care le-au făcut fetele împreună cu băieții normal, astea erau de fete, astea sunt de băieți, normal. Într-adevăr, fetelor le undeva mai jos talia, mie îmi vine până aici că de eu altă... Niște pantaloni aia foarte baggy. Ăsta e XS, adică gândește-te totuși, XS. Porți XS? Păi nu, păi nu port. Deci e clar că eu port un S, probabil. Să puțin. Da. Da. Deci e important de știut chestia deci, asta. Ei trebuie să fie un pic mai jos talia. Practic, asta vreau să zic. Sunt un gen așa mai oversized, să fie mai talie, adică la fete, jeans mai talie joasă, mai baggy așa, nu să vină strâmt sau până sus la... Baggy înseamnă larg, ca să înțelegi, da. Că și eu până mai am dat seama de chestia asta. Nu, dar știi ce-mi place acum la Albert? Văzându-l în toată discuția, că e atât de pasionat și vorbește, zici că face chestia asta de o viață. Adică atât de pasionat și povestește. Am stat pe lângă de mic, na, adică coboram jos și vedeam rochii, modele. Știi că atelierul e la noi acasă. Deci el a crescut printre fetele alea, printre mașini de cusut, dar nu l-a interesat. Până la momentul anul trecut. Atunci mi-a plăcut fashion-ul de când eram mic, să mă îmbrac așa, dar am zis că decât să gen mă îmbrac de la alții, mai bine îmi creez eu ce vreau eu exact, știi? Să fiu îmbrăcat exact cum. Și asta e afacerea ta singur sau ești acționar cu mama? Păi mama e 100% la acțiuni, pentru că n-am încă 18 ani. Da. Deci am creat o firmă. Nu pot să fac. Nouă, cu numele dat de brandul pe care l-a creat el. Înțelegi? Un an de zile eu sunt asociat unic și administrator. În momentul în care va face 18 ani, deci la anul, o să devină asociat unic, deci o să-i cedau toate părțile sociale, dar voi rămâne administrator o perioadă până când... Adică totuși banii trec pe la mama, ca să avem un pic așa un echilibru, că cine știe mâine, pe mine te îndrăgostește Albert de vreo fată. Da, asta vreau să zic. Deci, este că ți-a zis, nu? Poveste cu un fotbalist, Hakimi. Dacă, da, de iubește și soția și... De la, anul trecut, de la Cupa Mondială, am uitat la ce țară era, dar când s-a despărțit, a divorțat de soție sau soția de el, am uitat, vrea să ia toți banii, dar n-avea niciun bani pentru că toți banii erau la mama lui. Așa. Știi? Deci, fetelor, atenție mare, banii sunt la mama lui, adică... Bun, și acum o să mai ai timp de raliu? Păi, eu zic că mai am timp, pentru că nu mi-a foarte mult din timp chestia asta. Mai mult îmi lua școala și YouTube-ul și ce mai făceam eu. Uite, pe social vedem media. Niște, da? Niște imagini. Da, destul de vechi, în 2021 sunt astea. Mamă, 2021 e destul de vechi. Păi vezi că am mai depășit. Acum, n-aveți cu radicalul, nu? Radicalul? Cu radicalul, cu mașina aia ca de Formula 1. Anul ăsta a participat la Radical Cup și... Per total, pe tot anul competițional este pe locul 3. Deci Albert, într-adevăr, da. La pasiunea asta nu va renunța, clar. Da, uite, nu știu dacă de când îmi imaginez asta cu Albert conducând și neavând 18 ani, iată, avem poliția care a venit alături de noi pentru a-i cere actele lui Albert. A venit, sărut mâna, doamna. Să trăiți. Ne-a sărut mâna, da. I-am spus că ați venit, practic, să-i vedeți, da, să-și vadă conduce la 17 ani și n-are permis. Sărut mâna, cred că nu este nicio problemă, nu? Da, oricum, nu este vorba pe drumuri publice, stați, să nu fiți îngrijorată, conduce într-un circuit închis, într-o competiție aprobată de toată lumea și... Am glumit, Romanița, doamna polițistă este invitata noastră puțin mai încolo, dar am văzut-o aici și am zis repede să facem o glumiță în stilul nostru. Da, și stai că îți dau eu acum o statistică, care nu-i glumiță. Ce se întâmplă cu piloții profesioniști, cum este Albert, în momentul în care conduc pe drumuri publice, sunt cu totul altfel. Deci cei mai cuminți. Cei mai cuminți. Normal. Din totdeauna am zis, domne, când am văzut nebuni din ăștia la volan, care fac în trafic depășiri... Ziceai că-s piloți de raliu primat. Nu,
am zis, băi, dacă ești atât de disperat și doritor de adrenalină, ce bine ar fi să te duci. Exact, asta e ideal. Și nu acolo faci, 300 la oră, dacă și vrei. Și nu poți să pui nici în pericol viața oamenilor de pe stradă, exact. Și așa mai departe. Marbrie, bravo, îmi place de tine. Cu dragoste, acum stai. Să abordăm și subiectul ăsta. Mi-a zis mama ta să vorbim despre trafic. Da, sunt cu... sigur că a zis ea asta. Deci, nu, sunt bine, sunt bine. N-am o iubită, că, cum ai zis tu, n-am timp. Adică nu vreau să am pe cineva să nu pot să-i ofer destul timp, dar nici nu sunt singur. O las așa. Deci, eu nu știu nimic, să știi. Deci, fii atent, deci nu am o iubită. Aflu acum. Deci, fii atent. Nu e singur, dar n-are o iubită. Deci, nu, deci, fii atent, nu, n-a zis altceva. Are mai multe iubite sau cum? Nu știu, a zis în felul următor, că nu e singur, că e singur pentru că n-are timp să se ocupe. Nu, să-i ofere timp. Să-i ofere timp, dar e totuși... E foarte importantă chestia asta. Dar totuși are și pe cineva, dar o lăsăm așa. Nu, dar nu e singur. Deci, n-am o iubită, că n-am timp să-i ofer timp, da. Dar nu sunt singur. Da. Tu ce înțelegi din asta? Că are mai multe iubite. Nu, nu iubite, mai multe prietene. S-a roșit tot Albertanul ăsta. Nu mă, n-are iubită, n-are. Aș fi știut că sunt cel mai bun prieten. Da, e chiar cea mai bună prietenă mama ta? Da. Serios? Da, este. Și când vă certați, de la ce vă certați? Că azi ne-am certat puțin, că i-am zis-o să ia pe nu știu unde, când făceam cu Waze-ul și altul pe altundeva. Adică vrea ea să ia pe altundeva pe drum. Venit aici? Întotdeauna mama știe chiar mai bine decât Waze-ul, care e drumul cel bun. Nu, dar i-am și explicat. Nu, avea dreptate. Aveam dreptate oricum. Dar nu ne prea certăm, asta vreau să zic, că nu ne certăm chestii majore, că n-avem, suntem chiar buni prieteni. Dar în rest, de la ce vă luați când vă ciondăniți? Păi nu, niciodată nimic? Nu. Adică ne contrazicem, să știi, că avem debating... Avem viziuni diferite, dar asta e constructiv, zic eu. Normal, de multe ori sunt și eu aceea care îi spun că ai dreptate. Sunt la persoană și... care vrea să plăsă binele necondiționat, cum s-ar zice, știi? Adică e un prieten adevărat 100%, știi? Ce frumos! Nu? Și am văzut că a început și cu online-ul foarte tare. A făcut poză înainte de emisiune, spune Albert, dăm poza, haide, pac, mișcă-te, ce facem, Albert? Trebuie să înțeleg și eu, nou trend. Ești pe TikTok, Romanița? Să știi că mi-am făcut și eu TikTok. Atât! Pe cuvânt! Atât! Tu dai seama? Și? Da, uit! Cât timp pierzi pe TikTok? Deci, nu, că uit. Ai telefonul mobil la tine? Acum da, dacă vrei ne uităm. Da, să vedem cât ai stat pe TikTok. Astăzi deloc, ieri deloc. Nu, chiar nu, gen, are TikTok postează, dar nu stă, că nu știe, gen. Nu stă, da. Poate că dacă aș știe, aș sta mai mult. Eu zic că nu te bazezi pe chestia asta. Mai mult stă pe Reels. Uite, mă uit să o văd pe iubita ta. Fată. Da, pe Eva. Da, deci mă uit, să știi. Da. Că îmi place mult de ea, ce haioasă e. Să rămână, mulțumesc să mult. Știi, deci, uite că... Eu cred că stai mai mult pe telefon, zici tu că nu stai, dar stai, cred că. Băi, nu stau prea mult pe telefon. Stai să uităm la filme, pe televizor. La ce filme se uită mama ta? Polițiste și cu avocați. Cu avocați și de acțiune. Deci mie îmi plac alea. Suț, da. Da, suț, da, normal. Ce am, mă, deci Arviela este... Păi, dar nu de mie, nu de personaje, cât de debating între ei, adică și mai ales avocații tot timpul gândesc și ai așa o atmosferă super și de concentrare. E pe multe povești, nu-i nimic. Iar astea cu polițiști mie chiar îmi plac, acțiune, detectivii. Da. De multe ori îmi vine și mie înainte că zici că sunt regizor, scenarist. Mamă, cum ai face tu, ce ai face, nu? Da. Și de multe ori zice că le mai nimeresc. Mie îmi place că sunteți o familie foarte mișto, sincer, sunteți foarte faini și aveți așa o chimie aparte. Adică se vede că Albert e un copil care nu e timorat că e în prezența mamei. Se vede că nu, și cum a venit cu caz. Prietena la emisiune. Și cea mai bună, prietena cea mai bună. Cea mai bună prietena și mi se pare că Albert de fiecare dată când vine este transformat, dar din ce în ce mai bărbat, mai bine, știi? Da. Și nu are dezinvolt, știi? Adică nu are nicio emoție la televizor, nimic. Da, mă bucur pentru el. E și frumos. Numai el, din cauza este numai. Foarte frumos el. Frumos și în altul 86. De... Vreau să 88. 88. Iartă-mă, vreau să te întreb, ești pregătită că faci 18 ani? Vai, deci gândesc de ani de zile chestia asta. Și? Și o să fiu uimit când îți spune de ce. Îi spune de ce gândesc de ani de zile. Deci, pentru că în ziua când Albert... va face 18 ani, deci exact peste un an de zile, eu în acea zi, pentru că e născut la 42 de ani, pune și tu, 18 plus 42, voi face 60 de ani. În momentul ăla, deci el oricum... Deci 60 de ani? Da. N-ai zice, nu? Nu, deci, jur. În momentul în care Albert își va lua zborul către lumea asta mare, că o să se ducă la facultate, o să-mi iau și eu zborul să călătoresc. Deci, ce de seama cum aștept eu să fac el 18 ani?
Deci de deja ai făcut lista unde vrei să călătorești, ce vrei să faci. Nici măcar n-am făcut lista, că am zis că e chestia aia, știi, cu globul pământesc. Pac, pui degetul. Băi, acolo vreau. Bora Bora, croazieră, în jurul lumii. Nu mai pierdut, că asta mă gândesc și 30 eu, de zile, știi? Îmi place foarte mult. Trebuie să investim în experiențe. Asta sunt cele mai importante. Și celor care se uită la noi în experiențe. Experiențe. În aceste călătorii care, de fapt, cu doar cu asta rămâi. Exact așa. E păcat să nu rezolvăm problema asta din timp. Eu n-am rezolvat-o că m-am ocupat de afaceri, după aia de fiul meu. Acum, după 60 de ani, mă voi ocupa de mine. Foarte fain să știi. Da. Dar sincer, trebuie... Vreau să-mi spui sincer. E atentă mama ta ce mănâncă? Normal, dar nu e atentă, că nu mănâncă, gen, se adică nu în felul ăla, dar gen, n-are obiceiul să mănânce prost. Gen, ea e nefinat, adică mănâncă sănătos și dacă nu e atentă, asta vreau să zic. Adică i s-a impregnat să... Da, adică mai mult cred decât că atât... toată viața am mâncat cum mănânc acum sănătos și că ceartă vreodată când... Te ceartă vreodată când mă vrești pe o shawarma? Nu. Nu, păi zic că shawarma este sănătoasă, să știi. Dacă pui toate fără sosul. Păi nu pui sosurile alea. Nu controlează, adică nu pui sosurile alea. Probabil că dacă aveam 200 de kg, da. Dar gen, dacă sunt sănătos și bucuros? Dacă îmi faci o salată, cum ai zis că? Nu, deci fiecare zi fac salată, că da, asta mănânc de fapt, salată, știi? Și mi-a zis Albert că și el beneficiază de acea salată și mi-a zis: "Mama, chiar tu ai reinventat salata." Îți dai seama dacă îi place fiului da, meu când salată? E bine, dar și aia e îmbunătățită. Pune proteine și păi așa. Păi da, deci nu e așa salată, carne, numai... Nu? Ba da, mănânc carne, mai mănânc carne. Mult pește, într-adevăr. Și legume, să știi că și legumele. Sport, da, în fiecare zi. Și azi a făcut sport. Inclusiv astăzi. Știam că vin la emisiunea ta. Tot timpul zice că nu are timp de chestii și zic, nu mai fă sport. Nu, că sportul e number one. Nu renunț la sport, știi? Pentru că te și energizează. Te disciplinează așa. Da, și îți dă așa un vibe mișto. Adică dacă ai plecat de acasă și n-ai făcut sportul, zici că, băi, moșulică, moșulică. Nu vreau să fiu moșulică. Da. Albert, vreau să te uiți la niște imagini. Șoc. Șoc? Vreau să-mi spui dacă îl cunoști pe puștea ăsta. Sunt eu mic, nu? Da, e un coleg de-al tău de la raliu. Ai, nu se poate. Băi, ai, mă, Albertel. Doamne, îmi aduc aminte. Pe bă, cuvânt. Băiatule. Doamne, îmi aduc aminte. Deci ăsta micu, ăsta mare din platou. Uite, doamna Hara a zis că ar putea deveni pictor la vremea aceea. Da, cum? Mă, exact. A prezis că ar putea mai, deveni mai țineți pictor. Minte, da. Pictor? Da. Pictor. Da, uite, da, creează haine, tot pictură. Da, să știi că este în domeniu, tot în domeniul da. Artei, da. Știi că nu e motamu, bă, pentru da. Română, dar uite, tot pictor. Băi, nene, dar am dat imaginea asta, de fapt, să mă văd și eu pe mine la vârsta lui Albert. Da, și unde? Ia să, unde? Păi, n-ai văzut ăla în alb, eu să a, băi. Nu vezi ce pantaloni băi, aveam? Băi, Cătăline, a trecut... Dar stai că nu degeaba. Asta n-au trecut ani, degeaba. Chiar am făcut ceva în viața noastră. Asta zic. Băi, nene, cum trece timpul. Albert, ce zici, deci... Uite, Albertele, deci geacă, vezi? Da, geacă de blugi. Geacă de blugi, vezi? Băi, sunteți foarte frumoși. Mă bucur mult de tot că ați venit pe la noi. Aveți mulțumim grijă de și voi. Mulțumim mai mult de invitație. Mulțumim iar mult. Pe Albert, căutați-l pe Instagram. Este Albert... Iovan. Simplu. Simplu și rapid. Și Albert. Și brandul în descriere. La fix. Perfect. Albert.Iovan. Căutați-o și pe Romanița Iovan pe Instagram. Romanița.Iovan. Tu ești cu punct. Tu ești fără punct. Auzi că eu sunt fără punct. Okay. Romanița Iovan pe Instagram. Albert.Iovan.